Piața agriculturii de precizie se va dubla până în anul 2021. Estimările arată că la nivel global aceasta va atinge peste 4 miliarde de euro, iar un fermier va ajunge să hrănească 256 de persoane până în 2030. Noua politică agricolă comună va continua să încurajeze prin stimulentele financiare capacitatea fermierilor de a investi în tehnologiile agricole de precizie. Pe acest subiect, colegul meu, Marius Asta stat de vorbă atât cu președintele Proagro Emil Dumitru, cât și cu Ionel Arion, fermier din Ialomița. Putem vorbi de agricultură inteligentă în momentul de față în România? Dacă e să ne referim la utilaje și la noile tehnologii în agricultură, putem vorbi de agricultură inteligentă. Dacă e să ne referim la politici agricole, mai e nevoie de, să mai acumulăm ca să fim inteligenți, pentru că... Oricât de mult ar produce fermierul român, dacă nu vom găsi niște soluții ale statului român de a se vinde marfa pe țările, pe piețele terțe, unde avem o concurență din ce în ce mai acerbă, pe piața grăului sau pe piața porumbului, cu siguranță, oricât de multă inteligență ar investi fermierul român în ferma lui să obțină producții foarte mari, dacă prețurile nu vor fi pe măsură. Cred că e doar jumătate de pahar plin cu inteligența în agricultură, dar, într-adevăr, după 2007, România a cunoscut clar o dezvoltare a agriculturii și o dotare a fermelor cu uh, cele mai noi tehnologii și cu cele mai bune utilaje. Dar, uh, așa cum vă spuneam, cred eu că este nevoie, de, este nevoie de politici agricole care să vină să susțină efortul financiar pe care îl fac fermierii noștri toți marșăm spre viitor și spre agricultura de precizie. Ne ajută să optimizăm consumurile în fermă. Deja noi nu mai controlăm foarte mult prețul de vânzare, controlăm prețul de producție, costurile de producție și această tehnologie sau agricultura de precizie ne ajută să reducem foarte mult costurile de producție. Dacă ne informăm și trebuie să fim din ce în ce mai informați ca și fermieri, avem nevoie și de tehnologie și da, costurile nu sunt foarte mari pentru a aplica primii pași. Dacă se ajunge uh, să fie chiar atât de uh, tehnologizată sau super tehnologizată agricultura, acolo implică costuri mult mai mari. Dar pașii uh, primordiali putem face cu costuri foarte mici.